Bună ziua! Sunt Constantin Ferșeta de la Asociația Startevo și platforma educațională Kidibot și să zic două vorbe despre noi. Din 2007 încercăm prin binefacere, prin educație informală și prin antreprenoriat să ajutăm în special copiii să lupte mai mult pentru visurile lor. Și tot ceea ce facem de atâția ani de zile merge în această direcție. În 2022 am făcut Kidibot IT Treasure Hunt cu ajutorul celor de la Meet & Code și a fost unul din evenimentele care ne-au plăcut foarte, foarte mult. În ce sens? Am primit această finanțare de 300 de euro, care, ca întotdeauna, este un factor motivațional, după care am vorbit cu o grămadă de alte companii, de părinți, de profesori, de ONG-uri, astfel încât am reușit să strângem o grămadă de resurse și am făcut unul dintre evenimentele de care suntem cei mai mândri. În ce a constat acest eveniment? La o școală din București, una dintre cele mai bune, dacă nu cea mai bună, școala 11 Ion Eliade Rădulescu, 100 de copii, deci 10% din populația întreagă de copii a școlii, într-un weekend din toamna 2022, i-am pus la treabă. Le-am zis, veniți, vă împărțim pe echipe, deci din fiecare clasă să fie măcar 3, 4, 5 copii, astfel încât să vă trecem printr-o serie de probe care să fie legate de IT. Și aceste probe erau foarte diferite, de la a schimba tonerul la o imprimantă, la a monta componente într-un desktop. Deci am adus un desktop vechi și am pus pe copii să schimbe placa video, să monteze RAM-ul, să pună hard disk-ul. Am adus roboți, am făcut să identifice aplicații pe mobil care poate să-i spioneze pe partea de cyber security, pe bullying. În poza asta de sus sunt eu și îi puneam pe copii să identifice ambalaje de plastic la diverse produse alimentare, pentru că, după cum știți, ideal ar fi să consumăm produse alimentare care nu sunt ambalate în plastică. Nu e bine nici pentru noi, nici pentru natură. Și au fost de 16 probe plus două probe secrete. Copii, echipele de copii împreună cu un îndrumător, un adult, trebuiau să meargă din clasă în clasă, în sensul acelor de ceasornic, astfel încât contra cronometru să rezolve aceste probe. Și super, super distracție. Pe lângă cele 16 probe au mai fost încă două probe secrete. Dacă ei găseau indiciile, atunci puteau să mai obțină extra puncte și în momentul în care ei câștigau, făceam clasamente pentru cei mici care erau pregătitoare clasa 4-a, clasa 5-a, 6-a și a 7-a și a 8-a. Și fiecare clasă care a participat, a primit ceva, cărți, de-astea, măsuțe de laptop, mâncare, deci a fost foarte, foarte frumos. Ne-am organizat și cu părinții, am avut undeva în jur de vreo 40 ceva de voluntari, în special părinți, frați mai mari care s-au implicat și care, unii au adus pizza, alții au adus banane, apă, de toate, efectiv, astfel încât copiii să aibă vreo 6 ore de alergare prin școală și prin curtea școlii, astfel încât să fie super motivați să învețe lucruri. Nu mai zic că înainte de activitatea efectivă am făcut undeva, cred că vreo 4 ore de Zoom cu ei în care le-am explicat cum este cu criptarea și decriptarea, pentru că una din probe a ținut asta. Altă probă au trebuit să facă o casă în Minecraft. Aici erau, yay, Minecraft, super distracție. Într-o altă probă trebuiau să manevreze un roboțel și am invitat pe cei de la colegiul Laser cu robotul lor de competiție. Deci super, super distractiv și super educativ.
Impactul a fost foarte mare. În afară de faptul că cei care au fost părinții ne-au zis: domnul Ferșeta, am avut feedback de la fetița mea că i-a plăcut atât de tare și mai vrea, și când faceți următorul eveniment. Până la profesor care a zis: domnule, nu credeam că o să puteți să gestionați atâția copii. Apropo, ne-a venit și ministrul Burduja al tehnologiei, au venit și diversi alți invitați care au văzut și au zis: băi, foarte frumos, s-a organizat extraordinar toată acțiunea, copiilor le-au plăcut, părinților le-au plăcut, de-abia așteptăm, pentru că deja au venit profesorii la noi și au zis: da, pe limba română, când faceți? Așa că, ghiși ce, în martie, avem deja un treasure hunt pe limba română, folosind fix lucrurile pe care le-am învățat în acest eveniment. Și deja avem niște idei care o să facă din acel eveniment un eveniment cu expunere la nivel național. O să vedeți, este foarte fain. Feedback-ul a fost extraordinar, toți copiii s-au simțit foarte bine, foarte motivați, prinși într-o agitație în aceasta: hai să mergem, să găsim, să facem, să dregem. Deci alergau, căutau prin coșurile de gunoaie indicii, deci era o frenezie. Și faptul că am folosit curiozitate, am folosit mister, am folosit tot felul de lucruri cool care pentru ei, cu tehnologie, cu telefoane, cu scratch, a fost extraordinar de impact pentru ei. Cel mai emoționant feedback. Sincer, am avut câteva zeci de feedback-uri, dar nu mai țin minte exact. Știu că au fost câteva care efectiv îmi dădeau lacrimi în colțul ochiului, pentru că vezi părinți care sunt emoționați că cineva se gândește la copiilor, părinți care de obicei zic: doamne, în școală, școală, sistemul educației și așa mai departe, știți povestea. Dar în momentul când vezi că cineva se unește și mai mulți oameni se unesc astfel încât să-ți ajute copilul să-i ridice nivelul, tu ca părinte ești terminat. Și asta mie personal îmi face foarte mare plăcere și asta e principala motivație pentru care facem acest gen de lucruri. Procesul de aplicare de la Meet & Code este cel mai simplu. Punct. Adică noi am fost foarte leneși anul ăsta și am aplicat pe final. Dar cred că dura 10-15 minute plus încă 10 minute ca să facem un pic de grafică. Deci în total, hai să zicem, jumătate de oră cu tot. Partea de raportare și, să zicem, partea birocratică după ce am fost aprobați a durat foarte puțin. Și dintre toate finanțările și proiectele la care am participat, de departe este cel mai simplu și recomand cu mare căldură. Dragii mei, dacă de multe ori v-ați gândit: băi, eu aș face ceva pentru copii, dar totuși să dau din buzunar niște bani, totuși să-i fac, să nu fac. Prin Meet & Code, prin această platformă, puteți să faceți, pentru că durează foarte puțin ca să aplicați, foarte puțin. Sistemul de raportare este incredibil de simplu, deci nu există birocrație aproape deloc, comparativ cu orice e pe piață în momentul de față. Și este o șansă unică ca să puteți să mergeți mai departe și să schimbați destine. Doar pentru o jumătate de oră de investiție în a spune unor oameni minunați ce idee frumoasă aveți voi. Deci faceți lucrul ăsta. Vă rog să o faceți, pentru că este
începutul unei frumoase prietenii. Noi facem evenimente cu Meet & Coat de 3 ani sau 4 ani și o să încercăm și anul viitor. Vă mulțumesc!